O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Detoxificarea minții, autorul de bestselleruri David Perlmutter și fiul său Austin Perlmutter, doctor în medicină, explorează efectele negative ale culturii moderne asupra creierului și sănătății noastre, oferindu-ne totodată o metodă practică de a ne vindeca. Detoxificarea minții pornește de la o premisă simplă. Viața modernă, prin toate facilitățile pe care ni le oferă, ne manipulează inerent creierul, producând adesea comportamente care ne transformă în oameni singuratici, anxioși, deprimați, neîncrezători unul în altul, predispuși la supraponderalitate și la tot felul de afecțiuni și maladii. Valorificând informații și descoperiri științifice de ultimă oră, David și Austin Perlmutter identifică mecanismele mentale care riscă să ne submineze echilibrul somatic și sufletesc și ne prezintă instrumentele de care avem nevoie ca să gândim mai limpede, să luăm hotărâri mai bune, să ne întărim legăturile cu alții și să căpătăm deprinderi mai sănătoase. Programul accesibil și multivalent pe care ni-l propun în detoxificarea minții, agreat de specialiști în medicină și incluzând un plan de alimentație și 40 de rețete originale delicioase, ne pot ajuta să ducem o viață mai plină de sens și să obținem mai multă satisfacție din tot ceea ce facem. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.